preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni ai casei Domnului, care în dimineața aceasta vă găsiți printre noi, vă spun un bun venit în casa Domnului și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga părtășie și să ne fie cu folos spre mântuire, spre apropierea noastră de Domnul la toți. Cu ceva vreme în urmă am vorbit din cartea profetului Hagai, din capitolul 1. Mi-aduc aminte că în acea împrejurare am prezentat contextul sau circumstanțele în care Duhul lui Dumnezeu a venit peste omul acesta, peste Hagai, și Hagai a vorbit din partea Domnului poporului care s-a întors din robie. Primul mesaj pe care Dumnezeu prin Hagai l-a îndreptat de poporul său a fost la început un cuvânt de mustrare prin care Dumnezeu a vrut să îi facă pe evrei să înțeleagă că trebuie, că e foarte important să restaureze prioritățile din viața lor așa cum este drept. Și anume să-L așeze pe Dumnezeu pe locul întâi în viața lor și în preocupările lor și pe locul al doilea proiectele personale, investițiile personale. Probabil că unii dintre dumneavoastră vă mai amintiți lucrurile acelea pe care le-am spus atunci și cel puțin cu privire la cadrul istoric, la condițiile în care se găsea poporul, nu cred că ar mai fi de trebuință să mai adaug ceva în dimineața aceasta. Dar aș vrea totuși să leg mesajul acesta al doilea pe care l-am citit de primul mesaj și am să vă reamintesc câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a spus atunci. N-aș vrea cineva să creadă că Dumnezeu este împotriva propășirii noastre. N-aș vrea să creadă cineva că Dumnezeu este interesat să spulbere câștigul muncii noastre. Dumnezeu nu dorește aceasta. Dumnezeu dorește să binecuvânteze. Și din câte știu eu despre Dumnezeu, din Cartea Sfântă și din experiențele personale pe care le-am avut cu El, eu știu că Dumnezeu se bucură să facă bine omului, slăvit să fie Domnul. El este preocupat să ne poarte de grijă, să ne împlinească nevoile. Și atunci când noi ascultăm de El și avem priorități corecte în viața noastră, El este interesat să facă din noi, în societatea în care trăim, cap și nu coadă, slăvit să fie Domnul, zic din nou. Dar în vremea aceea poporului Dumnezeu, văzând că resursele le sunt puține, au spus că nu este vremea să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, însă au găsit resurse ca să-și împlinească gusturile și se vorbea acolo despre niște case căptușite cu tavan, o expresie care transmitea ideea că poporul parcă se lua la întrecere unul cu altul, oamenii din popor, să-și asigure condiții de viață cât mai bune, dar când era vorba de casa lui Dumnezeu, nu erau interesați. Veți vedea că și mesajul pe care l-am citit în dimineața aceasta este cel de-al doilea mesaj pe care Dumnezeu prin Hagai îl îndreaptă către popor. Dumnezeu are în vedere iarăși casa de rugăciune sau casa lui Dumnezeu. De aceea, simt nevoia să fac câteva lămuriri, câteva clarificări. Mai întâi de toate, aș vrea să vă spun că există o destul de neplăcută și nedorită confuzie între biserică și casa lui Dumnezeu. Despre lucrul acesta am vorbit nu cu multă vreme în urmă, atunci când mă aflam la Windsor, la sărbătoarea bisericii de acolo, și am spus că noi obișnuim să folosim termenii aceștia ca și cum ar fi sinonimi. Casa lui Dumnezeu este casa lui Dumnezeu și biserica este biserica. Deși în teorie noi știm lucrul acesta în uzanță, în comunicare, de multe ori facem confuzie. Și eu obișnuiesc să spun câteodată,
dacă este nevoie, ne întâlnim în fața bisericii și când spun lucrul acesta cuiva, îmi dau seama că, sau mă gândesc la faptul că i-am dat ca punct de întâlnire clădirea. Ori, dacă este să respectăm adevărul Scripturilor, clădirea nu este biserica și biserica nu este unul și același lucru cu clădirea. Dacă ar trebui să folosesc o definiție personală cu privire la biserică, eu aș folosi textul unei cântări. Este o cântare care nu se cântă pe pământ, o cântare care se cântă în cer. Un grup de 28 de făpturi cerești cântă cântarea aceasta și cuvintele ei le veți găsi în Apocalipsa, în capitolul 5, cu versetul al 19-lea, și am să le citesc și spun așa. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Amin. Vreau să definez biserica pornind de la textul acestei cântări care se cântă în cer. Cântările noastre de pe pământ pot să fie corecte sau nu. Și cu îngrijorare trebuie să vă spun că multe din cântările moderne pe care noi le apreciem și am vrea să le introducem în biserică, din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, sunt foarte discutabile unele dintre ele. Dar cântarea aceasta este o cântare fără greșeală. Și pe baza textului acestei cântări aș îndrăzni să afirm în dimineața aceasta că biserica reprezintă poporul răscumpărat prin sângele sfânt al jertfei Domnului Iisus, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Oameni din orice seminție, din orice neam, din orice limbă. Noi românii de multe ori gândim, și dacă nu o spunem, dar gândim că numai românii vor fi mântuiți. Cele 28 de făpturi cerești spuneau în cântarea lor că Dumnezeu, că Domnul Iisus a răscumpărat oameni din orice neam, din orice seminție și din orice limbă. I-a răscumpărat cu sângele Său. Așadar, biserica reprezintă totalitatea oamenilor care de pe pământ au fost răscumpărați prin această jertfă și au pus nădejde în această jertfă. Dumnezeu a văzut că ei și-au pus nădejdea în această jertfă și îi consideră poporului o împărăție de preoți pentru slava lui Dumnezeu. Ăștia, la oaltă, reprezintă biserica. Când vorbim despre casa lui Dumnezeu, de-a lungul vremurilor, ea a căpătat diferite denumiri. A fost numită casa lui Dumnezeu, a fost numită casă de rugăciune, a fost numită templu, dacă vreți, și așa mai departe. Ea reprezintă, dacă vreți, localul sau locul acela dedicat în mod special părtășiei omului cu Dumnezeu. Și aș vrea să mai precizez încă un lucru aici. În ultima vreme s-au ridicat o seamă de teologi cu o gândire foarte superficială care vorbesc din lozinci, din ce au auzit de pe la alții și li s-a părut că sună bine. Și au venit și au spus: pe Dumnezeu nu-L interesează zidurile, pe Dumnezeu îl interesează doar sufletele. Acum, să lămurim cum stau lucrurile. Dacă este să facem o comparație între ziduri și suflete negreșite, Dumnezeu îl interesează mai mult sufletele oamenilor care se adună să se închine înaintea Lui. Dar este foarte greșit să spui că pe Dumnezeu nu-L interesează deloc zidurile sau clădirea sau locașul care este dedicat numelui Său. Locașul de care este într-un anume fel legat numele Său. Pe Dumnezeu îl interesează și lucrul acesta. Dacă vreți, chiar cele două mesaje din cele patru pe care Dumnezeu le-a adresat poporului Său în vremea aceea prin Hagai, în anul 520 înainte de Hristos, mesajele acestea dovedesc faptul că Dumnezeu este interesat și de locașul de închinare. Și dacă vreți, și veți, poate că unii vor spune: frate, asta se petrecea în vremea Vechiului Testament. Aș vrea să vă spun că în Evanghelii este descrisă intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Intrarea aceea pe care unii o numesc triumfală, iar pe care alții o numesc puțin diferit. O intrare festivă.
În ziua aceea, evangheliștii ne spun că Domnul Iisus a intrat și în templu, și în templu, care era casa lui Dumnezeu, Domnul Iisus a luat aminte la niște lucruri care se făceau acolo și care nu și-aveau locul acolo. Nu era potrivit să fie acolo. Și Domnul Iisus a luat o inițiativă și le-a dat afară de acolo, încercând să readucă iarăși casa lui Dumnezeu la destinația ei corectă, dreaptă, sănătoasă. Aș vrea să vă spun că este important să înțelegem lucrul acesta, pentru că dacă noi vom reuși să înțelegem că Dumnezeu este interesat și de locașul de închinare, nu doar de sufletele care vin aici, vom avea o atitudine mult mai responsabilă față de locașul acesta. Nu ne vom mai permite în locașul acesta să venim mestecând gumă și când și-a pierdut savoarea să o lipim sub scaun. Nu ne vom mai permite când mergem la baie să rupem hârtie cât pentru o echipă de fotbal. Nu ne vom mai permite să, mai știu eu, să zgâriem pereții, să rupem mușile ca și când ar fi locul nimănui. Va trebui noi, ca și evrei de atunci, să înțelegem casa lui Dumnezeu este în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu să uită să vadă atitudinea pe care eu și dumneata o ai față de casa lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să punem la inimă lucrurile acestea și să ne corectăm atitudinea, dacă trebuie. Și nu toți se fac vinovați la capitolul acesta, dar sunt printre noi destui care trebuie să-și corecteze atitudinea și față de casa lui Dumnezeu. Locul acesta trebuie să fie, am spus-o de mai multe ori, locul acesta trebuie să fie un loc al rugăciunii, o casă de rugăciune. Este voia lui Dumnezeu ca locul acesta să fie o casă de rugăciune, nu doar să poarte numele acesta. Și este trist că în multe locuri timpul de rugăciune s-a tot tăiat, s-a tot diminuat și până la urmă rugăciunea a ajuns să fie înlocuită cu alte activități care par să aibă de a face cu închinarea, dar nu au. Dragii mei, casa lui Dumnezeu trebuie să rămână o casă de rugăciune. Asta este voia lui Dumnezeu. Asta dorește și așteaptă Dumnezeu de la noi. Și nu avem voie cu niciun chip să tăiem timpul de rugăciune și să-l înlocuim cu altceva. Unii au început să o facă, dar o fac pe riscul lor. Și vor merge tot așa în necinstirea lui Dumnezeu și vor aduce în casa lui Dumnezeu tot felul de lucruri ca să facă activitățile mai plăcute, să-i țină pe copii și pe tineri cumva conectați. Nu m-ar mira la un moment dat să aducă și plastilină și de la 10 la 11 să avem modeling sau cine știe ce alte activități plăcute și apoi cafea și prăjituri. Dragii mei, casa lui Dumnezeu trebuie să fie un loc al rugăciunii, o casă a rugăciunii. Amin. Și activitatea, una dintre activitățile principale în locul acesta va trebui să rămână rugăciunea. Că dacă nu, ne-am pierdut destinația. Aș vrea să vă spun că mesajul al doilea pe care Hagai l-a rostit prin Duhul lui Dumnezeu pentru poporul de atunci era un mesaj de încurajare. Primul mesaj a fost unul mai degrabă de mustrare, dorind Dumnezeu să corecteze atitudinea poporului și se pare că primul mesaj și-a atins scopul. Poporul a luat aminte la mesajul acela și oamenii aceia din popor au venit, iată finalul capitolului 1, au venit, Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, Duhul lui Iosua, Duhul întregii rămășiți a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. Spuneam data trecută că unul din semnele trezirii spirituale este simțirea sentimentului responsabilității. Constat de multe ori că noi știm ce ar trebui să se facă în casa lui Dumnezeu. Noi știm ce ar trebui să facă unul sau altul în casa lui Dumnezeu, dar de multe ori parcă nu simțim responsabilitatea proprie. Ce aș putea eu să fac în casa lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun un lucru. Semnul trezirii este ieșirea din nepăsare, din starea de nepăsare. Un om care este nepăsător, bărbat sau femeie, tânăr sau în vârstă, dacă este în casa lui Dumnezeu și stă nepăsător, omul acela nu este treaz din punct de vedere spiritual. Iar omul care este treaz, nu mai stă nepăsător. El întreabă, oare ce aș putea să mai fac eu pentru casa lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu?
Dumnezeu se bucură când vede o asemenea atitudine și pe omul acela îl învață. Pe oamenii aceia Dumnezeu i-a învățat, le-a spus: n-aveți bani să mai cumpărați cedri din Liban, nicio problemă, mergeți pe munte, aduceți lemne de acolo. Nu aveți bani să mai împodobiți casa aceasta cu aur și cu argint, să o faceți cu pietre sculptate, impresionant, nu-i nicio problemă. Aduceți pietre de care sunt și începe să zidiți. Și poporul a pus la inimă lucrurile acestea. Trezirea a început cu conducătorii poporului și apoi s-a extins de a cuprins pe toți. Și tot poporul acesta s-a pus pe treabă. Însă, iată că la foarte scurtă vreme, aproximativ o lună de când au început lucrările, de când au început oamenii aceia să ducă lemne de pe munte și să care pietre și să refacă acolo zidurile templului, a venit un al doilea mesaj din partea lui Dumnezeu. Duhul Domnului a luat în primire pe Hagai și i-a dat un al doilea mesaj pentru popor. Se întâmpla ceva acolo și a fost nevoie ca Dumnezeu să vorbească din nou. Se pare că printre cei care erau implicați acolo la lucru se mai găseau câțiva din cei care au văzut prima casă a lui Dumnezeu, primul templu, cel zidit de Solomon. Și acum oamenii aceștia, vrând nevrând, făceau o comparație între ceea ce păstrau în amintire din vremea de altă dată și ceea ce vedeau că se realizează acolo printre ei și sub ochii lor. Și comparația aceasta era în măsură să-i descurajeze. Altădată, templul acela fusese impresionant, frumos. Totul te făcea să fii uimit când te uitai acolo la zidirea aceea din vremea lui Solomon și care a fost distrusă de babilonieni în 586, dacă nu dau greș, înainte de Hristos. Dar acum oamenii aceștia lucrau cu niște materiale mai modeste. Lucrările înainteau încet și se pare că pe unii dintre ei a cuprins descurajarea. Și vine Dumnezeu prin Duhul Profetic, prin Hagai și pune o serie de întrebări poporului. Cine a mai rămas dintre voi, din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Adevărul e că nu mai erau mulți. Au fost copii, probabil, când au plecat de acolo și amintirile cu timpul se mai estompează. Și continuă Duhul Domnului și întreabă: și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Răspunsul la această întrebare este simplu. Ba da. Acum ceea ce vedeau cu ochii lor părea o lucrare modestă, o lucrare care parcă nici nu te trage inima să te implici prea mult, că nu vezi ceva deosebit. Dar Domnul întărește sau încurajează poporul prin acest mesaj. Și mesajul acesta al doilea, aș vrea să spun limpede și clar, era un mesaj de încurajare pentru popor. Era un mesaj prin care Dumnezeu dorea să-și întărească poporul să continue lucrarea aceasta. Și primul lucru pe care îl spune Dumnezeu, le spune poporului, le spune rămășiței poporului să nu se teamă pentru că El este cu ei. Lucrarea îi apare mică în ochii lor, dar El însuși, fiind credincios legământului pe care l-a încheiat cu părinții lor când i-a scos din Egipt, El însuși va purta de grijă, va fi în mijlocul lor și Duhul lui Dumnezeu îi va fi în mijlocul lor și le spune: nu vă temeți, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că Dumnezeu are puterea de a lua un lucru mic și neînsemnat și de a face din el, în scurgerea vremurilor, un lucru deosebit de frumos. Zice Domnul: slava acestei case a doua o va întrece pe acelei din tâi. De ce? Pentru că El însuși avea să fie implicat în toată această lucrare. Poporul acesta trebuia să audă că Dumnezeu ia acel lucru mic la care ei se uită parcă cu descurajare și Dumnezeu poate să facă din el un lucru plin de slavă. Au avut exemple ca să înțeleagă lucrul acesta încă din vechime. De bună oară vă amintiți de Avraam. Bărbatul acesta pe care Dumnezeu l-a chemat pe când avea 75 de ani și l-a luat din casa părintească, l-a luat din neamul lui și l-a dus într-o țară pe care nu o cunoștea.
În două locuri din Scriptură, mai întâi în Romani, capitolul 4, versetul 19, și apoi în Evrei, capitolul 11, cu versetul al 12-lea, se subliniază acest lucru. Că Dumnezeu, dintr-un om înaintat în vârstă, dintr-un om pe care poate unii n-ar mai fi dat doi bani, un om care nu avea copii, Dumnezeu l-a luat ca să facă din el o națiune. Și nu doar să facă din el o națiune, ci să facă din el o binecuvântare pentru neamurile pământului. Nimeni n-ar fi fost în stare să facă așa ceva. Dar Dumnezeul pe care noi îl numim ca Tată, El poate. L-a luat pe Avram și a luat-o pe soția lui. Și erau înaintați în vârstă și din punct de vedere omenesc, ei n-ar mai fi putut, în mod normal, să mai aibă copii. Dar Dumnezeu le-a făgăduit și Dumnezeu și-a împlinit făgăduința. Și pe Avram l-a făcut Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, stă scris în Cartea Sfântă. Prin el, Dumnezeu a ales să binecuvânteze toate neamurile pământului. Un al doilea exemplu pe care poporul de atunci l-ar fi putut avea, că Dumnezeu face dintr-un lucru mic un lucru deosebit și frumos, îl constituie un bărbat cu numele Moise. Omul acesta a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și la 40 de ani era puternic în vorbe și în fapte. Mulți sunt puternici numai în vorbe. Dar omul ăsta era puternic și în vorbe și era puternic și în fapte. Însă atunci când credea că este capabil să facă lucrarea lui Dumnezeu, să scoată poporul acela al lui Dumnezeu din robie, el a încercat prin metode proprii și s-a dovedit că a falimentat, a trebuit să fugă. A plecat într-o altă țară, în Madian, și au trecut peste el 40 de ani. 40 de ani în care a îngrijit de turma de oi a socrului său. Și în acești 40 de ani, toată știința pe care a dobândit-o în școlile Egiptului s-a cam șters, s-a cam pierdut. Energia, râvna, vigoarea, toate aceste lucruri care îl fac pe un om să fie considerat un bun lider, au pălit în viața lui Moise. Și a venit un moment când el avea 80 de ani și Dumnezeu iese înainte și vorbește în Exod capitolul 3 și spune: Moise, mi-am adus aminte de făgăduințele mele, de poporul meu, vreau să-l scot de acolo. Și Moise probabil că s-a bucurat când a auzit lucrurile acestea spuse de gura lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi spune: te voi trimite pe tine înapoi, în țara de unde ai fugit. Și dintr-o dată Moise este cuprins de uimire. La începutul capitolului 3 din Exod, Moise îl întreabă pe Dumnezeu: cine sunt eu, Doamne, să merg? Apoi veți vedea în dialogul pe care l-a avut Moise în continuare cu Dumnezeu, la un moment dat, Moise spune: eu sunt un om care are vorbirea cu defect. Și lucrul acesta nu e nici de ieri și nici de astăzi. Nu cred că sunt persoana cea mai potrivită. Și totuși Dumnezeu ia pe acest bărbat de 80 de ani, care în ultimii 40 de ani a stat în spatele oilor și îl duce în Egipt și face din el cel mai de seamă lider pe care l-a cunoscut istoria. N-a existat niciodată în istoria niciunui popor din câte au fost pe pământ un lider care să poată sta alături de Moise. Cel mai de seamă lider, cel mai înțelept, cel mai bun legiuitor, dacă vreți. Și asta pentru că Dumnezeu l-a folosit, slăvit să fie Domnul. Amin. Un alt exemplu pe care aș putea să vi-l dau, pe care poporul de atunci l-a avut, că Dumnezeu poate să ia un lucru mic și să facă din el un lucru mare, îl reprezintă David. Despre chemarea lui David în lucrarea lui Dumnezeu s-a vorbit recent, foarte recent, aici între noi. În 1 Samuel, capitolul 16, stătea scris că Dumnezeu și-a trimis prorocul în casa lui Isai din Betleem. Și i-a spus doar atât: pe unul dintre copiii lui mi l-am ales ca să fac din el împărat peste poporul meu. Și Isai și-a dus primii 7 feciori înaintea prorocului, unul mai frumos și mai voinic decât altul. Mi-și imaginez având abonament la sală și îngrijindu-se mereu și uitându-se în oglindă. Dar Dumnezeu, în dreptul fiecărui, a spus: nu pe ăsta, l-am lepădat. Nu pe ăsta, l-am lepădat. Și la un moment dat, prorocul s-a văzut în dilemă și l-a întrebat pe Isai: ăștia-s toți? Mai am unul, dar ăla e la oi. Nu, nu cred.
cred că ar fi potrivit pentru ce spui că vrea Dumnezeu să facă din el. Și prorocul zice, adu-l și pe ăsta. Și în sfârșit ajunge și David. Era mai tânăr decât frații lui, mai fragil, probabil, cel puțin așa părea la prima vedere. Dar Duhul Domnului spune profetului, unge-l, ia cornul cu un de lemn și unge-l că el este. Și din tinerelul acesta, cu fața frumoasă și cu părul bălai, Dumnezeu, de-a lungul vremurilor, a ridicat cel mai de seamă conducător al poporului său, din punct de vedere militar. Pentru că dați-mi voie să vă spun, niciodată n-au tremurat dușmanii poporului Israel în fața unui alt împărat, cum au tremurat în fața lui David. Și iată trei exemple din Vechiul Testament pe care poporul lui Dumnezeu, în vremea lui Hagai, le avea în față, care dovedeau limpede și clar că Dumnezeu are puterea să ia ceva simplu, modest, neapreciat de oameni, poate disprețuit, descurajator, și din acel ceva mic și neînsemnat să facă un lucru deosebit, să facă o lucrare măreață, slăvit să fie Domnul. Amen. Noi avem două modele, două exemple în plus, tot din Biblie. Ei nu le-au avut, dar noi le avem și îngăduiți-mi să îi amintesc și pe acestea. S-a ridicat odată un bărbat îmbrăcat în haină de păr de cămilă. Și n-a studiat la școala niciunui rabin din vremea lui. A trăit mai mult în pustie, acolo unde îi zice că nu se formează caractere mari și oameni deosebiți. A mâncat foarte modest. Noi n-am mâncat ce a fost el gata să mănânce. Dar a venit un moment în care Dumnezeu i-a spus, vino că începe lucrarea pe care o am în vedere pentru tine. Și când bărbatul acesta cu numele Ioan a început să propovăduiască, s-a pus în mișcare tot poporul lui Israel. Niciunul din prorocii lui Israel n-a mai avut un impact atât de mare asupra poporului. Și Domnul Iisus a mărturisit despre acest Ioan că din cât s-au născut din femeie, niciunul nu este mai mare decât el. El a botezat în apă pe Domnul Iisus, dar vă rog să remarcați un lucru. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, citim de la versetul 19 în jos, că în ziua de dinainte de a-L boteza Ioan pe Domnul Iisus, a venit la el o delegație și l-a întrebat, tu ai autorizație? Tu cine ești? Să-ți vedem autoritate. De unde ai tu aceasta? De ce faci ceea ce faci? Ești cumva prorocul? Și Ioan, cel mai mare bărbat născut din femeie, a spus, eu nu sunt nici prorocul acela, nici acela, eu nu sunt altceva decât un glas. Dacă eu am o autoritate, e autoritatea celui ce m-a trimis, autoritatea celui ce este în spatele meu. Și Ioan a fost măreț pentru că Dumnezeu a fost cu el, slăvit să fie Domnul. Un alt exemplu, dacă vreți, tot pentru noi, în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, în versetul al 13-lea, dacă nu dau greș, citim că Domnul Iisus, după ce a petrecut o noapte întreagă în rugăciune, și-a chemat ucenicii, a ales dintre ei 12 și i-a numit apostoli. Aș vrea să remarcați, pasajul acesta este foarte important. Masa ucenicilor era destul de mare, erau mulți. Dar dintre aceștia, Domnul a ales 12 și pe ăștia 12 i-a numit apostoli. Noi câteodată facem confuzie, ne referim la cei 12 numindu-i ucenici, dar ei erau apostoli, pentru că așa i-a făcut Domnul. Ei bine, oamenii aceștia 12, aș pune o întrebare, câți dintre ei au absolvit școli înalte? Probabil că nu veți răspunde niciunul. Câți dintre ei a fost recompensat pentru realizări deosebite cu vreun titlu? Mai știu eu, premiul Nobel pentru pescuit, pentru aruncatul mrejii. Niciunul. Toți aceștia au fost oameni simpli, oameni necărturași și de rând. Dar știți ce a făcut Dumnezeu cu ei, cu oamenii aceștia nebăgați în seamă, disprețuiți de farisei, de cărturari, de clasa preoțească? Pe oamenii aceștia Dumnezeu i-a folosit ca să schimbe fața lumii. Pentru că dați-mi voie să vă spun, n-au existat alți bărbați pe care Dumnezeu să-i poată folosi cum i-a folosit pe oamenii aceștia ca să schimbe fața civilizației a lumii. L-aș adăuga aici și pe Apostolul Pavel, care a fost și el un alt al lui Dumnezeu.
Ce am vrut, dragii mei, să înțelegem în toate lucrurile acestea, în toate aceste exemple pe care vi le-am dat, este exact ceea ce a vrut Dumnezeu să-i facă pe oamenii de atunci să înțeleagă, și anume, chiar dacă lucrurile în ochii noștri par mici, par simple, par modeste, par neînsemnate, lipsite de valoare, dacă Dumnezeu este implicat acolo, lucrul acesta ar trebui să fie de ajuns pentru noi și să ne încurajeze să ne implicăm în lucrare. Dumnezeu le-a spus oamenilor, începeți, lucrați, faceți ceva, pentru că lucrarea la care eu vă chem va fi încununată cu slavă. Și într-un anume fel să știți că mesajul acesta ni se potrivește și nouă. În vremea de astăzi, biserica este disprețuită. Mulți dintre semenii noștri se uită la noi de sus, ne consideră cu creierul spălat și așa mai departe. Și nu știu dacă nu cumva v-am spus lucrul acesta, am citit o știre care m-a iritat, m-a revoltat. Se spunea acolo că nu poți să fii în același timp și religios și inteligent. Și atunci, când am citit articolul acesta, vă mărturisesc că am fost deranjat, iritat și am zis, nu poți să fii inteligent și să crezi un asemenea articol. Pentru că articolul acela nu se baza pe nicio dată științifică, pe niciun sondaj, n-avea în spate nimic, era doar o declarație scrisă de persoane răuvoitoare. Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, și vouă tinerilor, pentru că mai cu seamă voi sunteți prinși în conflictul acesta. La școală, de multe ori, poate vă disprețuiesc colegii dacă aud despre voi că mergeți duminica la adunare, că voi cântați într-o formație în adunare, cântați și citiți din Biblie și vă rugați. Aș vrea să vă spun lucrurile acestea, să nu le puneți la suflet. Pentru că, iată ce făgăduiește Domnul, lucrarea la care voi sunteți chemați și părinții vă îndeamnă mereu, va fi o lucrare care la final va fi încununată cu slavă. Și ea va fi arătată atunci când Domnul Iisus va veni pe norii cerului și nu-i departe ziua aceea, slăvit să fie Domnul. Amin. Pot să se împotrivească toate națiunile pământului, pot să se adune toate armatele la oaltă. Revenirea Domnului Iisus nu va putea împiedica nimeni și nicio putere din univers. Pentru că El este Cel care este Domn și Stăpân și are toată puterea în cer și pe pământ. Amin. Și Apostolul Petru, în primul capitol al primei sale epistole, vorbește despre slava și despre răsplata pe care o vom avea noi, cei ce ne-am pus nădejdea în El, chiar dacă în vremea aceasta poate suntem priviți așa cum suntem și suntem vorbiți cum suntem. Slăviți să fie Domnul pentru toate lucrurile acestea, că vom avea o răsplată. Dumnezeu îi spune poporului acestuia, căruia îi vorbește prin Hagai și spune, nu te teme. De ce să nu se teamă poporul acesta? Avea armată? N-avea. Avea finanțe puternice? N-avea. În zilele noastre, războaiele, să știți că nu se mai duc prin armate, se duc pe cale economică, financiară. S-a schimbat strategia. Poporul acesta nu l-avea decât pe Dumnezeu și pe făgăduința lui Dumnezeu. Îmi duc aminte de David, care scrie Psalmul 23, un psalm din care s-a vorbit recent, foarte recent. Cei care ați fost joi seara ați putut să ascultați predica de atunci. În versetul al 4-lea din psalmul acesta zice David, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, eu nu mă tem. Și câteodată Dumnezeu îngăduie omului să treacă prin valea umbrei morții. Câteodată îngăduie să-i vină analize care să-l pună într-o stare de îngrijorare. Câteodată te uiți cum Dumnezeu ia proptele din stânga și din dreapta ta și te simți singur în bătaia vântului. David zice, chiar dacă ar trebui să trec pe acolo, chiar dacă Dumnezeu va îngădui să trec pe acolo, David declară, nu mă tem. David, de ce nu te temi într-un asemenea moment în care chiar și cel mai tare tremură ca frunza în pădure? Eu nu mă tem pentru că tu ești cu mine. E mare lucru, dragii mei, să-L ai pe Dumnezeu cu tine. Să fie Dumnezeu de partea ta, să fie Dumnezeu prezent în viața ta. Indiferent cât de mari sunt obstacolele, cât de multe sunt amenințările, dacă Dumnezeu spune nu te teme, atunci tu și eu n-avem a ne teme de nimic. Lui Iosua Dumnezeu i-a spus la un moment dat, atunci când Moise murise, când parcă nimeni n-avea curajul să preia responsabilitățile, poziția aceleia și să ducă poporul dincolo de Iordan în țara făgăduită.
Iosua, care a văzut multe din lucrările lui Dumnezeu, nici el n-avea îndrăzneală. Dar Duhul lui Dumnezeu îi vorbește și îi spune, nu te teme, ridică-te, scoală-te și îmbărbătează-te, pentru că tu vei continua lucrarea. Întrebarea mea este, a fost Dumnezeu cu Iosua? Amin. Dumnezeu i-a promis lui Iosua că va fi cu el așa cum a fost cu Moise. A lăsat Dumnezeu neîmplinit cuvântul acesta? Nu. A avut vreo dificultate Iosua în timpul în care a slujit Domnului în locul în care l-a rânduit Dumnezeu? Nu. A fost sigur o sincopă în campania militară, dar sincopa aceea, întâmplarea aceea nefericită petrecută sub zidurile cetății Ai, n-a fost din cauza lui Iosua, ci din cauza unuia neascultător din popor, care a zis că el e mai descurcăreț. Dar odată ce s-a rezolvat și problema aceasta și poporul a căpătat o lecție, ce a urmat a fost o campanie militară încununată de succes. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost cu Iosua și implicit a fost cu poporul. Dragii mei frați și surori, pentru poporul căruia îi vorbea Hagai, lucrul acesta trebuia să fie suficient ca să îi încurajeze. Dumnezeu mai adaugă acolo un lucru. Duhul meu este în mijlocul vostru. Era vorba despre lucrarea pe care ei trebuiau să o facă. Lucrarea lui Dumnezeu, să știți că trebuie făcută sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Vă duceți aminte, în finalul cărții Exodul, Dumnezeu poruncește lui Moise să se facă niște lucruri care trebuiau să fie acolo la cortul întâlnirii. Și lucrurile acelea trebuiau făcute într-un anume fel. Erau mulți bărbați talentați în poporul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi spune lui Iosua în Exod 31, versetele 1, 2, 3 și apoi, zice, eu am pus Duhul meu în... E un nume care îmi scapă. În sfârșit, dumneavoastră, găsiți acolo. În Exod 31, cu versetul al doilea. Am pus în el pricepere și am pus în el Duhul meu ca să-l facă în stare să facă toate cele lucruri care trebuie să fie cuprinse la cortul întâlnirii. În cortul întâlnirii, care era prima formă a casei lui Dumnezeu, vizibilă în poporul lui Dumnezeu, lucrurile trebuiau făcute cu călăuzire de la Duhul Sfânt. Nu din talentul, nu din istețimea cuiva, ci din călăuzirea Duhului Sfânt. Și de atunci lucrurile au rămas așa, să știți. Tot ce se face aici trebuie să fie făcut sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu le spune celor din vremea lui Hagai, Duhul meu este în mijlocul vostru. Vreau să vă spun însă ceva. Duhul Dumnezeu rămâne în mijlocul adunării și în credincioșii din adunare atâta vreme cât ei ascultă de El. Pentru că dacă poporul stăruiește în neascultare, dacă poporul aleargă la izvoare otrăvite, Duhul lui Dumnezeu își încetează lucrarea acolo. Și Apostolul Pavel i-a avertizat pe creștini să aibă grijă să nu-L întristeze pe Duhul Sfânt cu care au fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării și într-o altă parte le spune să nu stingă Duhul. Duhul lui Dumnezeu se bucură să dea călăuzire poporului lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ni l-a dat. Să ne dea călăuzire. Și El ne va da călăuzire în măsura în care noi suntem dispuși să ascultăm. Însă, mă tem pentru aceia care, așa ca în Psalmul 50, aud cuvântul Domnului și îl aruncă înapoi al lor. Pentru oamenii aceia, călăuzirea Duhului Sfânt va înceta dacă ei nu vor schimba atitudinea. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun din cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta, am spus că e un cuvânt de încurajare. Dumnezeu poate să facă din lucruri mici, neînsemnate, lucruri mari. În al doilea rând, Dumnezeu este cu ei și ei nu trebuie să se teamă. Duhul lui Dumnezeu este în mijlocul lor. Și în al treilea rând, Dumnezeu le spune, casa aceasta, așa cum o vedeți voi acum, va avea o slavă mai mare decât slava casei din tâi. Aș vrea să vă spun că azi noapte am petrecut multe ceasuri cugetând și rugându-mă și așteptând ca Dumnezeu să mă lumineze, să înțeleg despre ce slavă este vorba. O slavă mai mare decât slava casei din tâi. Dar n-a avut Solomon
bogăție destulă? Ba da. Că toate lucrurile care erau acolo în casa lui Dumnezeu erau aur și argint. Erau toate polite, era totul foarte frumos, impresionau privirea. Dar slava casei a doua o va întrece pe cea a casei din tâi. M-am tot întrebat și m-am gândit, Doamne, oare despre ce slavă este vorba? Să fie mai mult aur în casa a doua? Să fie pietre mai mărețe? Să fie lemn de esență mai specială? Și singurul răspuns la care am ajuns l-am găsit în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, cu versetul 6, în care Domnul Iisus a declarat: aici este unul mai mare decât templul. El era slava lui Dumnezeu în Israel. A venit o vreme în care El a intrat în templu. Prima dată a fost adus de părinți. A doua oară a fost adus tot de părinți, la 12 ani. Și apoi a venit și a intrat în templu El însuși. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că noi suntem chemați să ne implicăm într-o lucrare care va fi încununată cu slavă. Fratele meu, Caius, mi-a spus odată o vorbă pe care n-am să uit. Mi-a spus, frate Iosif, e ca și în cărțile pe care le citim și vrem să aflăm finalul. N-avem de multe ori răbdarea să vedem cum se desfășoară acțiunea pas cu pas și parcă ne ține prea încordați și atunci deschidem la final și ne uităm. Și fratele care îmi spune, frate Iosif, eu am citit direct la final, o să câștigăm. Scriptura spune așa, o să câștigăm, o să fim biruitori. Dragii mei, ce avem noi de făcut este să avem grijă să nu îl întristăm pe Domnul. Tot ce avem de făcut pentru El să facem cu curăție de inimă, cu râvnă, cu bucurie și să căutăm întotdeauna să dăm slavă Lui. Închei cu o scurtă ilustrațiune, foarte scurtă, din lumea muzicii. Nu sunt un muzician, dar am auzit spunându-se că Tozzolini a fost unul dintre cei mai mari conducători de orchestră și mai măieștrii muzicieni din cât ți-a avut omenirea vreodată. Probabil că e așa. Așa am citit. Tozzolini. Într-o vreme în care el era în curtea, în culmea carierei sale, a popularității sale, într-o zi a venit la o repetiție în fața orchestrei, orchestră simfonică, urmau să pregătească un concert de Beethoven și înainte de a începe orice, le-a spus celor din orchestra respectivă, domnilor, eu sunt nimic. Domnilor, dumneavoastră sunteți nimic. Să înțelegeți bine, Beethoven, spunea el, este totul. Așa se exprima el, pentru că, mă rog, era în domeniul muzicii. Predicatorii ar trebui să spunem, eu sunt nimic. Dumneavoastră, care ne ascultați, sunteți nimic. El este totul. Amin. Și când dăm toată slava lui Dumnezeu, Dumnezeu ia lucrurile mici și își face numele de slavă. Amin. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să încheiem părtășirea din dimineața aceasta cu rugăciune. Aș vrea să-i mulțumim Domnului că ne poartă de grijă, că ne mustră când trebuie să fim mustrați, că ne încurajează când avem nevoie de încurajare și că, dincolo de toate, este cu noi, slăvit să fie Domnul. Amin. Ne vom ruga împreună.